Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre amprenta astrală a lunii martie și la final de fiecare zodie vă voi da niște puncte de cotitură pentru următorii 10 ani, adică ce caracterizează acea perioadă ca și importanță. O să vă spun că la modul general luna martie este o lună foarte bună pentru unele zodii și nu așa de bună pentru altele. Și vă voi detalia asta la fiecare zodie în parte. Ca și evenimente care ne vor marca luna sunt: pe 3 martie, planeta Marte se mută în Gemeni, urmând să facă un trigon cu Saturn pe 22 martie, o conjuncție cu nodul Nord pe 28 martie, iar pe 14 aprilie, trigon cu Jupiter. În această perioadă, modul de acțiune se va adapta mai ușor la nevoile de moment și se va încerca o abordare mai pragmatică, mai rece, care să aibă în spate strategii bine studiate cu atenție. Impulsivitatea dată de planeta Marte scade în intensitate, lăsând loc abordării mentale. Și va fi confundată asta în unele cazuri chiar cu o lipsă de implicare. Marte și nodul Nord vor căuta soluții adaptabile și aplicabile pe termen lung. Pe 6 martie, planeta Mercur se află la cea mai mare elongație, adică 27 de grade. Pe 20 martie, Soarele intră în Berbec și vorbim despre echinocțiul de primăvară. Și asta aduce neîncredere în comunicare, grijă de pierderi materiale, dar este favorabil și ne încurajează în proiectele de mare anvergură. Pe 22 aprilie, Saturn va perfecta trigonul cu nodul Nord, impunând o direcție mai clară de evoluție personală și socială. Pe 13 martie avem lună nouă în Pești și pe 28 avem lună plină. Ritualurile de lună plină și lună nouă le cunoașteți, le aveți pe canalul meu YouTube, trebuie doar să le canalizați pe domeniile caselor astrale afectate pentru fiecare zodie în parte. Înainte de a începe prezentarea pentru fiecare zodie în parte, nu uitați că pe platforma Patreon a canalului Mysteriuspedia găsiți materiale speciale, altele decât le găsiți pe YouTube, aveți acum titlurile pe ecran și mai aveți și concursul unei astrograme personalizate. Haideți să vorbim acum despre amprenta lunii martie pentru fiecare zodie în parte și tendințele pe următorii 10 ani, tot pe fiecare zodie în parte. Să vorbim despre vărsători și cei cu ascendent în vărsător. Luna martie va oferi vărsătorului posibilitatea de a-și simți puterea și încrederea în viitor. În primul rând, acest lucru se va reflecta în faptul că mulți dintre apropiații voștri vor apela la voi pentru sfaturi și ajutor, pentru că voi aveți o generozitate maximă. În această perioadă a anului, majoritatea reprezentanților semnului zodiacal vor avea credință în succes și anume că pot realiza totul. Finanțele în prima parte a lunii martie se vor afla într-o dezvoltare puternică, dinamică, așa că va trebui să acordați atenție deosebită soluționării obligațiilor voastre, materiale, de credit, de datorii, ca să nu lăsați situația să devină critică. În același timp, ar trebui să vă amintiți că starea finanțelor personale depinde doar de voi, așa că nu lăsați pe alții să vă rezolve ceea ce este al vostru. Vărsătorii trebuie să planifice fiecare pas în mod clar și să abordeze cu atenție problemele financiare. Relațiile personale din martie promit vărsătorilor pace, liniște, deoarece ei, cât și partenerii, vor fi preocupați doar de problemele materiale. Este adevărat că la jumătatea lunii poate exista și un fel de răcire, dar trece totul până la jumătatea lui aprilie. Un aspect important este prezența lui Chiron în Berbec până în 2027. Chiron în Berbec ne afectează în privința identității personale,
a trezirii conștiinței și a încrederii în propria noastră persoană. El ne aduce în prim plan, ne readuce de fapt suferințe mai vechi, legate de felul în care ne percepem, independența noastră, siguranța în noi înșine, în propriile forțe și instincte, preluarea conducerii și punerea accentului pe propria noastră persoană. Pentru vărsător înseamnă redeschiderea unor rând ce țin de comunicare, socializare, rude, anturaj, încrederea în propriu fel de a gândi, puterea de a interacționa cu mediul înconjurător, adică cu oamenii din jur. Mai avem un alt aspect important, ce anume nodul nord în Gemeni. Nodurile lunare au natură karmică, arată sensul vieții și direcția evoluției spirituale. Ați văzut că în astrogramele personalizate eu pun mare accent pe nodurile lunare și viețile voastre trecute și mai ales impactul acestora în viața voastră actuală. Pentru vărsător înseamnă ajustări, soluționări sau finalizări legate de cercul vostru de cunoștințe, popularitatea voastră, aprecierea și iubirea primită de la alții, acțiuni colective și umanitare, relații sociale, organizații, afaceri pe scară largă și servicii pentru populație. Mai înseamnă noi oportunități și șanse legate de puterea personală, recunoașterea meritelor, recunoașterea unicității voastre pe un anumit domeniu. Înseamnă lucrurile care aduc fericire, sentimentele voastre, iubirea, legăturile romantice și hobby-urile voastre. Să le luăm pe zile importante. Chiar la început de lună, pe 3-4 martie, avem planeta Marte care se mută pe energie de Gemeni și o să energizeze casa voastră 5, care este casa sentimentelor, dragostea, creativitatea, relația cu copiii, relația cu tatăl, frumusețea, succesul, faima, norocul, luxul, bunăstarea, recompensele, învățământul, distracția și aspectul exterior. Planeta Marte este o planetă a acțiunii, a energiei, a dorințelor, așa că toate aceste frumoase energii se vor așeza pe domeniile amintite mai devreme. Pe domeniile de sentimente, activităților mentale foarte intense în această perioadă, la care trebuie să aveți grijă. Această poziționare a lui Marte te pune să fii foarte atent pe aceste zone, mai ales că mai există și Saturn și Jupiter, adică câteva planete grele pe harta ta astrală, după cum se vede în harta afișată. Trebuie să ai în vedere că tu, ca și semn de aer, planeta Marte se mută și ea pe semn de aer, și asta ne atenționează să nu ne mișcăm foarte repede, adică mai repede cumva decât îngerii noștri păzitori. Și nu trebuie să vă aruncați cu capul înainte, în perete, cum se spune, ci trebuie să savurați întreaga energie a acestui moment. Luați totul în ceșor și cu calm și mai ales bucurați-vă de moment. Pe 13 avem lună nouă pe energie de pești la 23 de grade. Care are loc pe casa voastră 2, casa banilor, a confortului, securitatea materială și emoțională, viața tihnită, strictul necesar și nevoile primare. Este o casă guvernată de Venus. Conform tradiției populare, luna este un lucru sfânt. Este o entitate cu puteri miraculoase ce trebuie tratată cu respect. Numai în acest fel influențele ei malefice pot fi evitate, iar forțele ei magnetice și magice trebuie potențate și supuse dorințelor noastre. Așa că acum este cel mai bun moment să vă arătați și să vă spuneți universului intențiile, dorințele, cele ce țin de casa a doi, ca ele să se îndeplinească. Puteți potența această energie prin ritualuri pe care eu vi le-am arătat și pe care le găsiți la rubrica de ritualuri și astrologie. Cea mai mare parte a ritualurilor magice se desfășoară de regulă ținându-se cont de aspectele de creștere ale lunii. Această perioadă este magică. Este o fază a lunii plină de întuneric și înseamnă o perioadă de relaxare, dar și de inspirație.
Lista voastră de dorințe trebuie să fie făcută pe baza instinctului și a inspirației, nici de cum a logicii. Se spune că energia lunii este un fel de releu cosmic, de unde noi trebuie să ne alimentăm. Relația omului cu luna stă sub semnul viselor, al stărilor subconștiente, imaginative, al forțelor feminine creatoare. Numai datorită influențelor lunii, sentimentele și emoțiile noastre capătă noi valențe și noi puteri. Gândurile și reflecțiile noastre capătă mai multă adâncime. Astfel, sub fascinația lunii, sufletul se deschide. Subconștientul captează cele mai insesizabile modificări, conturând inflexiunile viitoarelor noastre trăiri. Pe 15 martie, planeta Mercur se alătură lunii noi pe energie de pești și, deși este în cădere, adică este slab energizat, el aduce atenție pe detaliile casei voastre doi. Așa că pe partea de bani, lucruri și situații materiale, siguranță materială, voi trebuie să vă ascultați intuiția și instinctul, ca să vedeți unde ați putea să faceți schimbări pentru a primi bani mai mulți, așa la modul general. Adică ceva legat de situația financiară. Unii dintre voi veți avea chiar vise premonitorii față de aceste aspecte ale casei 2. Așa că de data asta, lăsați logica la o parte și urmați-vă indicațiile date de Univers prin aceste mijloace neconvenționale. Pe 20 martie avem Soarele, care se mută pe energie de foc și va energiza casa voastră 3. Casă care se ocupă de comunicarea orală și scrisă, studiile, gândirea, ideile, întâlnirile, relațiile cu vecinii, cu colegii, cu cei apropiați în general, deplasările pe distanțe scurte, cunoașterea, conversațiile. Soarele aduce multă căldură, multă energie și multă vitalitate pe aceste domenii. Totodată vorbim și despre echinoxul de primăvară și este momentul în care voi trebuie să aduceți un echilibru și frumusețe în partea de comunicare sau chiar afaceri de vânzare-cumpărare, pentru că și ele sunt niște contracte scrise, adică orice ține de casa astrală 3. Pe 22 martie, astrologic avem un trigon între Marte în Gemeni și Saturn în Vărsător. Acum noi vom deveni mai ambițioși, mai concentrați asupra sarcinilor și gata să facem un efort suplimentar pentru a obține rezultatele dorite. Așa că vom acționa cu mai multă disciplină și vom fi dispuși chiar să amânăm unele plăceri în schimbul a reuși ceea ce ne-am propus. Toate acestea pot implica un volum mare de informații, de mesaje, negocieri și diverse deplasări. Pentru această zi, denumită și Ziua Sincerității, voi face un material separat, mai amplu și mai edificator, imediat cum terminăm previziunii lunii martie pentru toate zodiile. Pe 28 martie avem lună plină la 8 grade balanță și are loc pe casa voastră nouă, care este casa cunoașterii. Eul superior, visele mele, spiritualitatea, lumea fără granițe, credința, judecata, relația cu țările străine. Pe aceste domenii voi aveți ceva de învățat, aprofundat sau finalizat. Mai concret, trebuie să aduceți pe un curs corect de evoluție aceste domenii. Ceva nu este cum ar trebui sau cum ați merita voi. Tot acum se fac și ritualurile de lună plină, pe care eu vi le-am dat în detaliu și pe care vă rog să le căutați la rubrica de ritualuri și astrologie. Aveți chiar acum pe platforma Patreon un ritual recent despre ritualuri de frumusețe și atracție. Luna plină se consideră a fi o perioadă magică și mistică. Strămoșii noștri foloseau energia lunii în aceste zile pentru a-și amplifica puterea și îmbunătăți sănătatea. În zilele de lună plină, un loc deosebit revine magiei iubirii. În această perioadă este benefic să facem ritualuri de întinerire, sănătate, frumusețe și cele care atrag fericirea feminină.
Iar voi, vărsători, în mod special, trebuie să faceți ritualuri pe domeniile ce țin de casa nouă, așa cum v-am explicat. Bătrânilor și bolnavilor chiar le este recomandată expunerea la razele lunii, așa numită baie de lumină lunară, care se face cu 2 zile înainte și după luna plină, având ca efect deșteptarea energiilor cosmice din organism și implicit un efect de revitalizare și împlinire. În concluzie, odată cu debutul acestei luni, vor ieși la suprafață abilitățile voastre de comunicare și diplomația, care v-ar putea fi utile în carieră și în viața personală. Luna martie va fi de asemenea o lună bună în domeniul carierei, unde veți putea străluci și nicio sarcină nu va fi destul de dificilă pentru voi. Vărsătorii vor fi foarte curioși datorită influenței lui Mercur. Chiar dacă nu aveți mult exces de energie în luna aceasta, creierul dumneavoastră va fi ca un burete și va absorbi practic orice veți citi, orice veți auzi. Așa că apucați-vă de ceva ce v-ați dorit întotdeauna să învățați, dar nu ați avut poate timp suficient sau ambiție suficientă. Pe lângă intelectul dumneavoastră, această planetă va afecta și relațiile de familie, în special dacă aveți frați. Permiteți-vă să vă luați o zi liberă, să petreceți ziua doar voi și să vă amintiți de vremurile vechi și bune. Va fi ceva frumos, ceva grozav pentru toți. Să vedem cum stau lucrurile pe următorii 10 ani, care vor însemna pentru voi ceva momente de cotitură și de provocări. Adică, nu veți sta liniștiți nicio clipă, iar schimbările, mai ales din punct de vedere sentimental, vor începe chiar din 2021. Voi vă veți confrunta cu probleme legate de o moștenire mai veche sau datorii pe care le-ați uitat. Astfel, vin 2 ani în care trebuie să puneți la punct anumite chestiuni legale. Unele pe care fie le-ați ignorat cu bună știință sau unele de care nu știați nimic. În 2023, vărsătorii care și-au rezolvat problemele juridice ar putea începe o nouă etapă profesională. Cu banii câștigați, ați putea deschide o afacere sau ați putea cumpăra o locuință doar a voastră. 2024 și 2025 vor fi anii de dragoste. Vărsătorii tineri sunt încurajați să se căsătorească, iar doamnele născute în această zodie pot da naștere la bebeluși. 2026 până în 2030, vărsătorii se vor așeza din punct de vedere emoțional. Vor avea parte de surprize uriașe din partea unor rude apropiate și își vor primi locul cuvenit în familie. 2027-2028. Vărsătorii au șansa de a deveni celebri, mai ales cei care au studiat domeniile artistice, ori chestiuni legate de comunicare și PR. Sunt 2 ani care pot fi o adevărată rampă de lansare pentru ei. În anul 2029, ei vor călători în locuri exotice, vor ajunge pe meleaguri unde există viziuni cu total diferite despre ceea ce înseamnă a trăi și a fi fericit, și cred că vor adopta o parte din aceste filozofii. Le recomand țările asiatice pentru asta. 2030 este anul în care mulți vărsători vor începe să se gândească în urmă. Dacă au făcut ce trebuie, dacă n-au făcut mai nimic. Iar cei care nu au avut suficient curaj pentru a realiza ceva în acest interval, eu cred că este vremea să se apuce serios de treabă, pentru că deja este foarte târziu. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Sper ca materialul să vă fie de folos. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsarea butonului roșu din dreapta jos a ecranului pentru a primi automat toate noutățile. Mă puteți contacta la adresa de e-mail afișată pe ecran și în descrierea materialului. Vă pup! Vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă, deschisă către cunoaștere.